Încep să vă arăt doar logo-ul de pe mânecă. Da? Deci Nike ACG All Condition Ground. O pereche de loafers de la Gucci în premieră, odziuri off-white. E puțin magică, dar o încerc doar ca să vedeți. Vedeți? Da, mă. Ce ziceți? Doar bluză. Băi, și ăsta, ce este mie? Ce-mi place. Așa larg. Avem și la noi în Oradea așa ceva. N-am putut să nu vin și aici, în Timișoara. Thus, the Powerpuff Girls were born! Using their ultra superpowers, Blossom, Bubbles, and Buttercup have dedicated their lives to fighting crime and the forces of evil! Suntem aici cu Dominici și vreau să vă arăt un preview ce am găsit. Avem parechea asta de pantaloni. 45. Articolele astea o să mă duc să le încerc, așa că deocamdată vi le arăt. Bluza asta Nike. Gen de sport. Îmi place foarte mult gulerul. Mărimea L. Dar sigur mi-e bună. Ce părere aveți? Stați că mai am. Tot așa de sport. E helanca asta. De la Adidas. E foarte mișto. Climacool. De fotbal. Mai mult ca sigur. Și un lucru foarte tare. O bluză de training de la Ajax. Ajax Amsterdam. Culorile sunt foarte mișto pe ele. După cum vedeți, sunt puse pe culori. Și aici la culoarea roșie avem bluza asta Gap. Foarte interesantă. Culoare intensă. Și chiar lângă un polar Jack Wolfskin. În stare foarte bună. Umana. Și prețul tot la fel. Un half zip de la Umbro, nimic special. Însă na, ceva vintage, drăguț. Not bad. Dar bluza asta la 38 de lei chiar e mișto. Sweater din asta vechi, polo, by Ralph Lauren. Nu e rău. Are și chestiile astea la cot. Na, nu știu, vă las pe voi să trageți concluzia, că eu zic că nu e genul meu deloc și nu mi-o place. Un alt pullover, văd că e exclusiv, așa scrie pe etichetă. Este așa mai subtil, pentru că n-are stema aici, în partea stângă. Puțin scămușat și, na, nu știu ce să zic. Gant, 100%. Cotton, exclusiv. Îmi place foarte mult care este margin USA pe piept și așa tricotat. Nu știu de ce, dar am obsesie pentru stema USA-ului. I don't know, îmi place maxim. La preț de 96 de lei. Ce părere aveți? Am crezut că e Harvard exclusiv, dar e merch oficial H&M. Chiar era interesant hoodie-ul ăsta și îmi place contrastul burgundii și gri. Chiar drăguț. Și chiar lângă hoodie-ul cu Harvard era acest tricou ACDC. Și acesta e interesant. Din nou, mărci, H&M, mărime, XXL. Dar chiar are potențial și e drăguț. Ce părere aveți? O altă bluză de fotbal, tot așa, de mărimea S. Dar că n-are nimic special și o să o trec cu vederea. Cealaltă era helancă și mi se părea că e mai interesantă. Dar și asta are potențial, mai ales că prețul e accesibil. La secțiunea de geci am găsit geaca asta Helly Hansen, foarte drăguță și prețul mi se pare accesibil, în stare bună. Mamă, are materialul ăsta, rigurile astea interesante pe interior, flow. Ce mărime e? Mărimea M. Not bad. Dacă fi fan, na, poate s-ar merita, dar așa, nu știu ce să zic. Așa un 7 pe 10, zic eu, dar nu mai mult. Finez. Da, mă. Ce ziceți? Este foarte mișto. Așa o helancă din asta, așa de fotbal. Haideți să încercăm și următoarele. Doar bluză, tot așa de sport. Eu zic că stă perfectă. De ce ziceți? Ia. Are și din astea, care să-ți pui degetul, să alegi mai repede. Băi, și ăștia, ce este mie? Ce-mi place? Așa largi, că nu prea am largi. Tot timpul cu pantaloni, slim. Sincer, nu arată, nu pică rău pe Jordan 5. Asta e puțin măricică, dar o încerc doar ca să vedeți. Astea trei bluze o să-mi rămână mie. Și nu uitați că o să le găsiți pe pagina mea, acolo unde îmi prezint eu hainele. O bluză foarte mișto. Vreau să-mi lăsați în comentarii ce rating i-ați dat la bluza asta. De fapt, la toate bluzele.
Avem și la noi în Oradea așa ceva. N-am putut să nu vin și aici în Timișoara. Și după cum ați văzut și în magazin, am găsit lucruri chiar foarte mișto. Nu uitați că o să le găsiți pe pagina mea de Instagram. Unele, că altele o să le păstrez. Căutarea continuă aici în Timișoara, să vedem ce o să găsim. Sunt foarte curios la piață. La Livia, la Vinia, cum ai zis că se numește? Flavia. La Flavia. Sunt foarte curios ce o să găsim la Flavia. Flavia fiind piața de vechituri din Timișoara. Nu știu, vom vedea.